Cât de mare bucurie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să știm că este un Dumnezeu de aproape, că putem fi cu El în fiecare zi, în fiecare circunstanță și așa îmi place mie să cred că și voi, cei care ne urmăriți în momentele acestea, ați avut o zi binecuvântată și acum, chiar dacă nu v-ați terminat toate lucrurile, pe care niciodată nu o să le terminați, stați liniștiți, v-ați făcut un pic de timp să ne urmăriți, să vedeți ce mai zicem noi, ce putem să zicem la astfel de emisiuni, cum v-am obișnuit, povestim. În seara aceasta o să povestim cu Carmen și cu Beni. Bine ai venit, bine ați venit. Bine v-am găsit. Mă bucur că v-ați făcut timp. Știu că n-a fost chiar ușor, așa pare ușor că ne dăm agenda peste cap, dar n-a fost ușor, dar mereu îi asigur pe cei care lasă câte ceva. Lucrurile pe care le-ați lăsat acasă le găsiți cum le-ați lăsat, adică nu o să le facă nimeni în locul vostru. Haideți să... Măcar așa când e vorba de camere și de imagini, să-l punem pe bărbat prima dată, da? Deci, zi tu, ce să zici tu, cum sunteți? Obosiți. Păi, știi cum ar fi versetul ăla din Biblie? Când un obosit vorbește altor obosiți, toți se vor înviora, da? Dar poate că obosiți sunt cei care ne urmăresc. Hai să vedem dacă îi adormim sau îi trezim. Suntem bine. Motivul oboselii nu e un motiv de tristețe. Fetița noastră, care e un îngeraș de fetiță, a fost un pic s-o simți rău azi noapte, a dormit puțin, a tot urlat. Dar chiar și voi v-ați gândit să nu dormiți, dacă nu doarme, să nu dormiți de jur. Aseară o adormit, aseară o adormit și s-a trezit după vreo oră și a început să fie agitată și așa. Mă gândeam, ce fain. Să dorme aici, doarme cu noi în pat. Doarme și în pătuț, dar doarme mai mult cu noi, așa, o jumătate de noapte. Sau e bine că zici asta cu veselie și nu cu durere. Nu. Okay, și zic, băi, e numai un sfert cât mine, numai o franzeluță. Și zic, bă, ce fain să doarmă un copilaș, să doarmă acolo, așa, stă lipit, așa, e fain. E fain, da. Deci suntem bine, bine dispuși, bucuroși. Deci ea când doarme, te uiți la ea cum doarme, când nu doarme, te uiți la ea că nu doarme, e ok. Tinerețea este frumoasă. Îmi place felul în care ai prezentat pozitiv și asta cred că e mare lucru în viață. Mă gândeam că o să te duci în direcția asta, că nu o să te duci spre fetiță, dar înțeleg că și eu sunt tată de fată, deci ăștia. Deci toți care au băieți au ceva super în casă. Dar acum să nu se supere, cine n-are o fată în casă ca tată, încă nu știi viața 100%, dar e hotărârea Domnului, nu ne băgăm noi în chestiile astea. Avem fetiță după doi băieți. Da, deci, da. Nu, dar le-am spus numai la ăștia care au numai băieți, că ar mai putea încerca să iasă și o fată, că atunci viața chiar are altă culoare, da? Cel puțin pentru tați. Nu știu cum se schimbă pentru mame, dar pentru tați viața are o altă culoare. Dar eu mă gândeam că o să te duci pe direcția, frate, suntem obosiți pentru că muncim. Asta înseamnă că avem unde munci, că suntem sănătoși. E și chestia asta foarte importantă, știi? Foarte importantă, dacă suntem sănătoși, avem unde munci și toate celelalte. Tu cum ești? Dacă el e liniștit? Și eu sunt liniștită, chiar dacă uneori par sau mă simt mai obosită decât el, e bine. Da. Ne bucurăm de ei. Cel puțin când îi vedem că zâmbesc și ne zâmbesc, trec. Dar cum e să fii mamă a doi băieți și o fată? A doi băieți e interesant, provocator. Încerci să-i înțelegi, să-i cunoști pe fiecare, să vezi de ce au nevoie sau ce gândesc. Uneori, ca și mamă, poate nu înțelegi de multe ori ce e în mintea lor. Iar ca mamă de fetiță, acum încep să învăț, să descoper. Pe timpul sarcinii îmi spuneam că o să fie cea mai cuminte, că o să fie cea mai frumoasă, cea mai liniștită, că nu o să am probleme cu ea. A fost așa o perioadă lungă de timp, poate acum are mici scăpări și e o mică revină. Excepție, deci trebuie să trăim totuși speranța că va fi bine. Dar am înțeles că prințesa este, Un an și două săptămâni. Și băieții? Băieții 10 ani și 7 ani, aproape. Frumos, păi deja au idei în cap, au personalități fiecare. Da, specifice. Încă n-ai prins momentul ăla în care să-ți spună cel mai mare, să zicea, mamă, asta e discuție de bărbați, nu te băga. Nu. Să te aștepți la chestia asta. Că noi bărbații suntem, așa ne-a creat Dumnezeu, suntem mai figuri, știi, voi ne înțelegeți lucrurile într-un fel, noi în altul. Și mai sunt ocazii în care dacă discută tata cu băiatul, știi, și tu te bagi acolo, ce mamă,
Nu, asta nu. Că noi, deci ăștia să știu cu limbajul lor, cu no, femeile, nu, cum nici noi la voi nu pricepem toate, da? Nu, chiar aseară, după ce a adormit fetița, m-am dus și am stat un pic cu ei. În fiecare seară ei își doresc, hai să mai stai un pic, și se și exprimă și spun ce bine că povestești și vii și stai cu noi, și le place foarte mult. Încă micuțul mă mai strânge în brațe, nu pleca încă, nu pleca. Mai stai un pic. Ei dorm singuri. Știi ce fain e chestia asta? Foarte repede cresc. Da. Eu cred că, sper să nu fie printre, dar eu cred că mulți părinți, dacă te-ar auzi, ar da orice să mai aibă chestia asta. Da. Și oricât ai fi de obosit și de aglomerat, adică nu poți, no, că e, dar încearcă să tai din alte lucruri pentru momentele astea. Pentru că o să-ți dai seama cât de repede cresc, ai mai vrea să le spui o poveste, să fie tare, și, na, și apoi, știi cum e, acum te strânge în brață după ce găsește pe una mai figură. Da, deci e bine să profiți de momentul ăsta, chiar dacă uneori este greu, să te bucuri. E mare bucurie că te doresc, că ești acolo cu ei, că în lumea asta cu atâtea nebunii e bine că este... Și își doresc să petreacă timp fiecare. David, mijlociul, îmi zice ce bine este când stăm doar noi doi. Să petrecem timp individual cu fiecare dintre ei. Și mister, nu-i gelos? Nu. Că și mie îmi zice și alte chestii. Tati, hai cu mine că acum învață să se dea pe bicicletă și deocamdată îl ajut eu un pic. Sau hai să ne jucăm o tură de șah sau hai să ne jucăm... mai știu eu ce, deci are și cu mine activități specifice, cu maică sa, așa, mai chestii de astea, mai sentimentale, mai... Da, e ok, e nevastă, dar nu, e normal să fie așa, da, deci nu e absolut nicio problemă. Bun, hai să sărim de la una, deci frumos, trei copii, hai că sunt curios, eu am curiozitățile mele, dar măcar recunosc, dar... Ți-ai dorit trei copii? Ți-ai dorit băieți, fete? Nu. Când ne-am căsătorit, îmi doream clar doi copii. În gândul meu, aș fi vrut să iasă fată băiat. Fată băiat, în ordinea asta. Da, sau băiat fată, nu contează, dar să fie și. Și era varianta perfectă. Dar de unde e chestia asta cu varianta perfectă? Nu știu, eu am mai avut un frate mai mare, eram doi, a fost ok, mi-a plăcut. Și mă gândeam că, nu, e mai ușor. Nașteri, chestii, nu știu, așa era în visul meu, imaginea mea. Da. Și după ce l-am avut pe primul, a fost ok, băiat, ne-am bucurat, a venit al doilea, tot băiat, asta este, ne-am bucurat. Da, acceptăm, ne bucurăm. Și apoi am zis că, hai totuși, ar fi frumos să avem și o fetiță. Și am tot stat, am mai așteptat, ne-am mai decis și am zis că acum... Riscăm. Trebuie să riscăm, că deja sunt mari și au o vârstă și a ieșit fetiță. Da, nu te-ai gândit? Așa a fost trecerea, deci nu față de visul meu inițial, cel aveam când m-am căsătorit și așa, nu a fost ceva foarte greu să accept. Și sau dramatic, de la sine, natural, au decurs lucrurile înspre a mai accepta încă unul. Bun, adică deci m-am obișnuit foarte ușor cu ideea de trei. Da, dar pe când Dumnezeu te binecuvintează, Dumnezeu îți dă și sentimente și putere și alte. N-ai luat în calcul niciodată 2-2? Nu. Știi, ca să-ți fac ziua frumoasă. Nu. Așa să vezi în poze, știi, două fete, doi băieți, dar da, nu se știe niciodată. Vedem ce facem, ce mai vorbim la următoarea emisiune. Tu cum ai fost cu copiii? Ai avut ceva planuri, ceva vise? Ceva... Și-s băiatul mai mare și mai am o soră mai mică. În mintea mea, parcă mi-aș fi dorit mai mult 3 decât 2. S-a născut primul băiat, al doilea, când am aflat de la ecograf că e tot băiat. Eu m-am bucurat. Nu știu, în capul meu era ideea că nevastă te aude acum prima dată sau mi-au zis chestia asta? Nu. Da, dintr-un spirit pragmatic, în gândul meu, au fost băieții mai ușor de crescut. Le trebuie o singură cameră, mai ieftin, da. După care, după ce s-a născut al doilea, după vreo 2-3 ani, soția a fost operată la coloană. Și de asta e o pauză așa de mare între al doilea, care are aproape 8 ani, și fetița, care are un an. Și au fost lucrurile așa, cu un semn de întrebare din pricina problemelor de sănătate. Și am zis, ok, dacă tu consideri că e ok să mai încercăm să avem încă unul,
e ok, dacă nu, rămânem numai cu doi, știi? Deci copiii nu se prea pot face singuri. Nu. Am înțeles, da. Și atunci ea s-o gândit și până la urmă a zis, ok, chiar dacă e mai greu fizic și din punct de vedere al sănătății, da, mergem și cu al treilea. Și atunci s-a născut și fetița, foarte bucuros, stată de fetiță, îi... Prințesa. Ceva special, cum a zis la început, deci... Nu, recent vorbeam undeva vis-a-vis de nașterea copiilor, creșterea copiilor, dar nu am intrat în detalii, dar spuneam că unul din lucrurile care ar trebui să-l avem în vedere când facem copii, să-i facem cu bună înțelegere. Zic, e adevărat că nu scrie în Biblie și că s-o uitat. Nu, mai există, nu știu de unde, Doamne, ferește, mai există și chestia asta, știi, nu se înțeleg doi în familie, îi mai spune unul, bă, mai fă-i un copil că doare, adică mai nenorocește și cu asta sau ceva. Și am zis, frate, eu nu am găsit versetul cu bună înțelegere la facerea copiilor, dar zic, am văzut principiul ăla în Biblie, că să aveți relații intime cu bună înțelegere. Și zic, din câte știu eu, cam ar trebui să le ai pe astea ca să iasă ăștia, știi? Și atunci, dacă relațiile sunt cu bună înțelegere, înseamnă că și copiii sunt cu bună înțelegere. Da, deci e foarte important să ne încredem în Dumnezeu, în același timp să ne gândim la circunstanțe, la probleme de sănătate și la toate celelalte, și Dumnezeu face lucrurile frumoase la vremea lor. Șocul mai mare a fost când la al treilea, la un moment dat, la una dintre ecografii, una dintre doctoriții ar fi spus că e posibil să fie tot băiat și al treilea. Și atunci o lună de zile, până asta era o ecografie, nu la doctorița cu care am născut și care mi-a urmărit sarcina, ci una făcută așa mai de urgență după o răceală mai gravă, și mi-a spus, nu era chiar 100% sigură, dar a zis că ar fi posibil. Și atunci o lună de zile, până m-am dus înapoi la Cluj, am stat așa, începeam să mă obișnuiesc cu ideea de al treilea băiat. Și când am ajuns la Cluj, m-a verificat doctorița și tot, și la urmă a zis, după doi băieți, acum vine o fetiță. Și am zis că sigur, sigur e fetiță. Am întrebat de vreo două, trei ori. Am întrebat și a zis că sigur, sigur, că zic, știindu-te mămică de doi băieți, nu ți-aș fi spus lucrul ăsta dacă nu eram 100% sigură. Și apoi am mai întrebat, oare nu se transformă, oare nu? E sigur că rămâne. Da, acum, știi ce e curios pentru oamenii rugăciunii? Că soția lui e însărcinată în luna a doua, a treia și el încă se roagă, știi, să fie așa, să fie așa. Băi, e cam târziu, ori rugăciunile trebuia făcute înainte, că deja sunt hotărâte toate. Da. Și Dumnezeu le hotărăște bine. Da, noi facem planuri. Câteodată nici nu știm cine, ce idei ne-au pus în cap, ce calcule am făcut noi. E bine că Dumnezeu rămâne Dumnezeu și are calculele lui. Bun, păi dacă tot am vorbit de copii și de cutare, asta înseamnă că sunteți căsătoriți, că ați avut într-o zi. Cum ați ajuns să vă căsătoriți? Asta e curios. Ce zic eu? Zici tu că oricum aveți două variante, adică mici detalii, dar ai prioritate. Să știți că discutăm despre chestia asta, cum ne-am cunoscut, cum am început relația de prietenie și așa. Am discutat de mai multe ori și am avut cu mici detalii poveștile noastre diferite, și chiar dacă le-am discutat de mai multe ori, tot diferite au rămas. De să nu crezi că azi o fi la fel, 100%. Dar asta e frumusețea. Deci eu m-am născut în Cluj și într-o tabără cu tinerii, în 2004, soția venind la Cluj studentă, intrând tot în contact cu tinerii din Cluj, ne-am nimerit în tabăra de la ICPONOR, în 2004, cu Biserica Betel din Cluj, Baptistă Betel, ne-am nimerit în aceeași tabără. Și în tabăra respectivă am ajuns să povestim, să ne înțelegem. Așa, întâmplător, dar nu... Întâmplător, da. Întâmplător. Și... Că tinerii de obicei asta merg... Asta e varianta lui Beni, cu întâmplător. Tinerii merg cu rugăciune, să postească, să studieze. Bine, n-ai treabă, băieți, fete, dar taberele spirituale. Am o poate în concepția unor așa, dar dacă ești tânăr și îți cauți partenerii de viață, unde să-l cauți? Câți ani aveai atunci? 19. A, e bun. Avea 19 jumate. Erai pregătit, da. Deci, da. Deci acolo trebuie să cauți, într-un mediu creștin. La întâlniri de tineret, în tabere creștine, într-o universitate creștină, adică te duci acolo să înveți, dar și să te uiți după fete. Adică nu e
nu e o chestie rea. Acolo trebuie să te uiți după fete, nu altundeva. Corect, mi se pare normal. Eu, acum de ani de zile, când vine unul și spune, frate, băiatul meu se uită după fata. Aleluia, dă slavă Domnului, da, după cine să se uite? Și atunci și în tabăra respectivă, fiind... În tabăra respectivă, majoritatea erau pocăiți. Deci cei nepocăiți dintre noi au fost foarte puțini. Așa au fost în împrejurarea. Așa au fost atunci, da. Așa au fost atunci. Și mă uitam la ea. Gândul meu la început, chiar la început, a fost... N-am eu șanse la o fată de asta. Ai început bine. O, am început bine. Da, 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 da. În sensul că o vedeam o fată cu minte. Asta întotdeauna am căutat la o fată. Zic, mm-hmm, eu o să la vorbăreț, mai agitat, mai nu știu. Ce fată trebuie să fie cu minte? Că altfel da, da, nu ne înțelegem, știi? Cu minte, destul de coptă la minte, chiar dacă așa numai 19 ani. Auzi ce bine, da? Da, bă, el era copt la 19, tu erai destul de coptă, da. Bă, fată bună, da? Nu știu dacă are rost să-mi bat eu capul, să mă gândesc, să... Asta a fost chiar primul gând. Ca să n-ai dezamăgit după aia. Și apoi după aia am zis, bă, hai, că totuși mă gândesc. De ce să mă gândesc? Prima condiție să iei examenul, să te prezinți de examen. Adică mi s-a părut că și ea, știi, și atunci dacă mie mi s-a părut că și ea un picuș ceva, atunci no, trebuie să mă gândesc că există șanse mari. Știi? A fost fain. Asta a fost în 2004, spre sfârșitul verii, undeva sfârșit de august. Și în 2006 ne-am căsătorit. Deci după tabăra respectivă, eu terminasem în clasa 12-a, m-am dus la Oradea. Deja era studentă la Cluj, eu eram student la Oradea. Deci a fost o prietenie mai la distanță, ne vedeam o dată la câteva săptămâni. Da. A funcționat. A funcționat, da. Rezultatul e bun. Care-s detaliile? Stai că acum ascult. Ne era dor, știi? Adică da, stăteam la școală câteva o săptămână, două, trei. O, nu ne-am văzut de două săptămâni, nu ne-am văzut de trei săptămâni. Abia aștept să mă duc la Cluj, știi? Ieșeam din universitate, mă duceam acolo pe centură, făceam cu mâna, mă luau ocazia, pac, la Cluj, știi? Interesantă e dragostea asta. Da. Micile detalii care fac diferența și asupra cărora avem divergențe. Tot în tabăra respectivă, cum am început să intrăm în vorbă unul cu celălalt, era un joc organizat de Beni și de câțiva tineri de ai lui, între ghilimele, din Cluj. Și noi eram câțiva din Jibou, pe care el nu ne cunoștea, fiind prima interacțiune, primul contact cu noi, ca să zic așa. Deci, scuză-mă, dacă ești în Cluj și pe acolo și nu cunoști Jibou, n-ai cultură generală. Adică cine dă oameni de valoare la Cluj? Hai să vorbim. Da. Jibou, Zalău. Înainte de... Da. Explozia. Explozia Jiboului la Cluj. Și în timpul jocului, Beni organiza jocul, a încercat să ne introducă pe toți, să ne jucăm și m-a numit chiar prima dată pe mine și pe nume. Asta aici ne contează. Ziceam că de unde? El întâmplător îmi știa numele. Da, avea nevoie de un colaborator la jocul respectiv. Acum eu, aici nu suntem de acord. Deci eu, sincer, înaintea Domnului, că sunt mă mărturisesc, Domnului, mă mărturisesc că când am numit-o pe ea, n-am avut nicio intenție, de un fel, știi? Pur și simplu, și ai întrebat și tu cum o cheamă fata. Nu vreau să chem cineva dintre prietenii mei de ani de zile, vreau să chem pe cineva extra, ales și ea că nu vorbea e mult și era un pic mai retrasă, și zic Carmen. Acum asta era deja la mijlocul săptămânii, deci era normal să știu cum o corect, cheamă. Un lider înțelept. Așa, ea, că și ea e tot în casa Domnului și ea sinceră și așa, zice că totuși eu am avut ceva gând ascuns când trebuia am venit pe ea. Atunci ea zice că eu am făcut primul pas, eu zic că nu, că eu nu l-am făcut, că de fapt nu a fost intenționat. Nu, dar acum ce ar fi rău să faci primul pas dacă a fost primul? Nu, nimic. Acum aici nu vrem să le supărăm, nici nu putem să vorbim în prezența lor ca să nu se supere, dar dacă am fi doar noi băieții, noi știm că tu te duci, ai fost crescut cu bun simț, cu asta, să o saluți pe orice fată pe lângă care treci, să o întrebi că mai face cu tare. Unele înțeleg asta foarte normal, omenește și frățește, altele după ce le-ai salutat de două ori și le-ai întrebat ce-o citit din Biblie, ele zice așa să văd miresuțe cu tare, așa, păi tu ești, dar nu-i cazul de față. Bun, deci eu cred că următorii 50 de ani mai puteți să discutați asupra. Deci asta a fost unul din detalii, da? Da, singurul cel mai major. Da, da. Restul. Dar cum ți-o lămurit? Ce...
Cu ce te-o impresiona? Îmi plăcea la el că era așa hotărât, sigur pe sine, sociabil. Nu încăpățâna, hotărât? Nu. Așa e și acum? Da. Da, e bun. Când zice nu, și dacă îl rogi a doua oară, rămâne nu sau cum? Nu, hotărât. Da, hotărât. Dar rămânem la chestia asta, hotărât, că asta-s bună. Da? Deci, ție ce ți-a plăcut la ea? Că-i cu minte, că-i fuge minte? Că-i cu minte. Da, da. Blândă. Dispusă să asculte. Așa, mai ascultător, așa, mai nu... Bun, plăcea acum, și că nu vrea să nu exagerăm, evidență, da, să nu exagerăm. S-a descurcat atunci ca lider de grup, ca la joc. Da. Deci mi-a plăcut. Părea o fată pocăită, sinceră. Ce a fost deosebit la nunta voastră? Unde ați făcut nunta? La Jibou. La Jibou. La Jibou, normal. La Jibou. Da. Ce a fost deosebit la nunta voastră? Din ce mi-aduc aminte din nunta bine că și-aduce aminte. Eu mi-aduc aminte multe chestii, dar unul dintre lucrurile care mi le aduc aminte au fost... Că ei au fost îmbrăcate în roche de mireasă. Un singur moment în toată nunta în care eu am avut emoții. Unul singur a fost. Ca să nu trebuiască să facem drumuri Cluj, Jibou, nu știu ce, am dormit la mătușe sa noaptea de sâmbătă spre duminică și eu și părinții mei. Corect. Ca nunta de dimineață să poată începe normal, direct din stres, Jibou, fără drumuri, fără nu știu câte. Dimineața m-am trezit pe la vreo 5, am dus să fac un duș, nu știu ce, m-am dus la baie, nu era apă deloc. Asta deloc. E bine. Nici caldă, nici rece. Am sunat pe la compania de apă să... În sfârșit. O trecut, a început nunta, starea civilă a fost atunci, ne-am făcut niște poze, ne-am dus la biserică și momentul în care am avut emoții, am mers pe culoar, prima dată eu și pormă venia cu taică-so, am ajuns în față, am urcat 3-4 scări cât era la Jibou și m-am întors cu fața spre biserică, era ora 10:05 dimineața și era biserica plină, dar plină inclusiv pe margini, okay, pe așa, geamuri, full. Și atunci am suflat odată așa greu și am tremurat parcă un pic și atât. Pe moment, a fost singurul moment în care am avut emoții. După aia mi-a trecut, a fost fain. Au fost aproape 300 de persoane. A fost fain la nuntă, mi-a plăcut. Ne-aducem aminte cu drag. E bun atunci, e bun. A fost simplu și mai natural față de cum e acum. Știu că ne-am trezit dimineața bună la 5, erau toate în aceeași zi, starea civilă, mersul la primărie, la grădina botanică. Ai reușit și să te coafezi? Da, tot. Chiar așa de mare. Masa, biserica, tot. Acum starea civilă e în altă zi, pozele se fac după ședința foto sau înainte sau te îmbraci în rochie din mireasă după o săptămână, după două și nu, dacă nu le complici, nu-i fain, știi? Da. Și, nu știu. La noi a fost simplu, drăguț. Da, ne aducem aminte cu drag. Frumos, bine, bun. Dacă m-aș duce un pic mai înainte, că apoi ajungem la viitor, să vedem ce planificăm pentru viitor. Ce vă aduceți aminte așa din copilărie, din familia părinților, prieteni, școală? Lucrurile pe care mi le amintesc eu personal din copilărie, cele mai multe dintre ele au avut de-a face cu bucurii de care am avut parte în contextul în care am dus-o foarte greu financiar. Într-o familie simplă, de munci, numai tata muncea. Deci am dus-o greu, am avut multe lipsuri. Și lucrurile pe care mi le aduc aminte din copilărie au fost în diferite împrejurări, câte o chestie pe care eu ca și copil sărac, fie am primit-o, fie am reușit să mi-o cumpăr după multă așteptare sau așa, s-a întâmplat, ei mi-au rămas în minte. Ia dă un exemplu. Ai ceva în minte? Am multe exemple. Da, zic, avem vreme. Două să fie. Eram undeva în cartierul Dâmbu Rotund, la niște rude și la un magazin... Deci ăla e rotund, nu-i pătrat. Am așa zice, da, da, cu zis unul că Dâmbu pătrat, dar e rotund. La ceva magazin din Dâmbu Rotund, de second, am văzut o pereche de papuci. Adidas, second, eu n-avem papuci.
Au fost de la magazinul Second, au fost noi, nu? Au fost așa, știi, că na, cu o pereche avem și pentru școală și pentru fotbal și pentru orice. Nu era mai simplu. Se stricau repede. Știi? Nu era mai simplu, nu știu. Erau 15.000 de lei, și acum mi-aduc aminte. Și mă duc acasă, mă duc la tata. Și acum, eu eram obișnuit, cum să zic, deci anumite lucruri pe care le vedeam și știam că am nevoie de ele, nici n-aveam curajul să zic îmi trebuie sau am nevoie, că știam că nu avem bani, știi, deci nu. Bă, dar de data respectivă zic, a văzut niște papuci și acum am așteptat să zic, îmi pare rău, dar nu pot. Zice, cât e? 15.000. Zice, hai că îți dau bani să mergi să-i cumperi. Ai fost șocat. De la rudele respective până la magazinul respectiv era vreo un kilometru jumate, știi? Mi-au și dat banii, m-am dus pe jos, dus, am luat papuci, întors. E, atâta mi-a fost de dragi papucii aia. N-ai dormit cu ei, nu, nu. Mi s-a rupt. Da. Mi s-a rupt. Atunci am învățat să cos cu mâna. Deci cos cu mâna, aproape ca și la mașină. Cu patentul, cu am rupt ace la... S-a rupt, pac, l-am cusut frumos, pac, pac. S-a rupt în altă parte, pac, 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 l-am cusut. Deci papucii aia, cred că la papucii aia m-a scos profesorul de română la tablă, eram clasa 5-a sau a 6-a. M-a scos la tablă, era un profesor cu un cap mai înalt decât mine, slab, numai pialeșos. Peter, așa zice, Peter. Ce cu papucii tăi? Eu aș fi putut să mă rușinez, știi? Dar nu m-am rușinat. Erau cusuți, nu exagerez. Toate cusăturile din fabrică erau refăcute de 2-3 ori, plus anumite locuri unde nu erau prevăzute cu cusături din fabrică, dar le-am cusut de o căsărup și pe acolo. Floricele. Deci cusuți, tot erau cusuți. Ce cupa? Tot profesor s-a rupt și am cusut. Deci profesor o dat din cap, s-a șocat. Băi, nu i-ai păstrat? Să știi că nu m-am gândit. Băi, aș fi putut să le arăt la pruci. Îți dai acum seama ce valoros ar fi acum, știi? Acum nu se mai pune problema, știi? Dacă mi se rupă apucii, mă duc și cumpăr alții. Nu, nu, dar să iai acum, știi? Dar deci... la prunci să le arăt. Da, ăștia să mai... Asta a fost o chestie de care mi-aduc aminte. Alta a fost în prima tabără în care eu m-am dus ca și tânăr pocăit. La Pride, tot cu tinerii de la Betel, cred că eram în clasa 9-a. N-aveam bani să mă duc în tabără. Nu mai știu exact cât era tabăra, asta am uitat. Și era joia, înainte de plecarea în tabără. Duminica trebuia să plecăm, duminica la mea trebuia să plecăm în tabără. Joia, fratele Marius a băut, ne-a oprit pe tinerii care merg în tabără. M-am oprit și eu, eram acolo la cor, la subsol, la Betel. Tu jucai din echipă, da. Detalii, ce să ne punem cu noi, tot felul de chestii. Și cred că mi-a întrebat că, cred că și pe mine m-a întrebat că vin tabără, Beni, vin, eram acolo mai în față, știi? Vin în tabără, nu avea niciun leu, nici pentru tabără, nici pentru transport, nici pentru nimic, știi? Dar am fost convins că mă duc în tabără. Nu știu, câteodată, acum, că a trecut de atunci cu tabăra aproape 20 de ani, și acum parcă invidiez credința pe care o aveam atunci, o credință de copil, sinceră, știi? Adică nu încăpea în capul meu că nu se va rezolva. Poate să se rezolve, știi? Deci nu. Și m-am dus în tabără, deci nu au fost nici... Deci m-am dus în tabără, au avut domnul grijă, dar mi-aduc aminte cu drag de credința aia, de copil, adolescent, care uneori mă uit astăzi la mine și zic, mă, parcă îmi lipsește sau parcă astăzi, neavând nevoi materiale ca și atunci, parcă ceva din farmecul acelor zile s-a pierdut, simt eu în inima mea. Că deci parcă eu acum, ceva din ce ai zis tu, dacă aș putea lua notițe, cel puțin două lucruri mi-aș nota. Unu, că nu neapărat anii de adolescență sunt cei mai prăpădiți și cei mai periculoși. Ca adolescent poți avea o relație cu Dumnezeu, experiențe frumoase cu Dumnezeu. Și dacă unii sunteți în papucii voștri adolescențe, nu a lui, ca lui nu-i de, să știți că Dumnezeu este același, Dumnezeu adolescenței. Adică poți avea, și eu știu foarte mult, și eu pot vorbi despre perioada aceea de viață cu lucruri foarte faine în relația cu Dumnezeu, în ciuda problemelor.
Și a doilea care mi-am notat eu, că nu neapărat când cineva îți dă papuci e rău, știi? Uite, taică tot ți-o dat papuci și-a fost bine. Da, deci e bun. Carmen, ce ne spui tu? Eu nu mi-aduc neapărat aminte așa de lucruri punctuale foarte bine. Din ai un frate, ai zis așa? Da, am un frate mai mare cu 4 ani. Nu pot să zic că am dus-o greu financiar sau nu mi-a lipsit nimic din ale mâncării, ale îmbrăcămintei. Cu bun, dar ai avut și noi... multe vise, fițe în cap, tot ce ai văzut, tot că trebuie să ai. Asta mă gândesc acum când mă compar cu copiii mei și ei exprimă, vreau să-mi cumpăr. Nu mi-amintesc să într-un mod fi... foarte natural. Da, din partea lor. Eu nu mi-amintesc să fi cerut părinților. Deci aveam lucrurile care ne trebuiau pentru școală, pentru trai zilnice și cu toate că am stat în 2 camere, pot să zic. O perioadă era și bunica noastră, eram chiar 5 într-o cameră, era foc cu sobă, mai ales pe perioada iernii, când era mai rece. Aveam un singur birou cu o poliță, fratele meu sus, eu jos, un singur sertar. Acum la copiii noștri parcă nu le ajung, au mult mai multe, dar... Bine, au mult mai multe cărți, învață mai mult, se străduie, da, să nu intrăm jocuri, în detalii. Jocuri, jucării, da. No, era simplu, mi-amintesc cu drag de revelionele, crăciunurile pe care le făceam la biserică cu tinerii, așa mici ieșiri, tabere, la Brădățel am făcut o tabără la un moment dat, într-unul dintre ani. Eram 90 de tineri, un autocar de la biserică sau din biserici și ceilalți din afară. Lucruri frumoase, drumeții, mâncat așa mai rudimentar în tabere. Când dar era fain. Făceam, era foarte... Era fain, picnic. Ne bucuram, nu știu, apreciam lucrurile. Erau alte valori, adică nu te duceai acolo neapărat pentru mămăliga care ți-o dă, te duceai pentru alte lucruri. Prietenii, bucurii, cântare, drumeții și toate. Da, ne bucuram și nu știam să fim nemulțumiți, știu eu că... Nu, că asta mă gândeam eu. Ne murdărim cu nisip dacă mergem pe plajă sau știu eu, ne dor picioarele dacă urcăm pe munte un pic mai mult decât... Da, dar vreau să spun un lucru. Eu cred că este o altă generație de copii, dar cred că și noi, părinții și bunicii, suntem vinovați că noi facem cel puțin 2 greșeli. Unu, de multe ori le împingem noi copiilor multe chestii. Și dacă nu neapărat le trece lor prin cap, le dăm noi, nu știu pe ce motiv, că n-am avut noi, că să fie în competiție cu alții sau așa ceva. Și al doilea lucru, când ei vor neapărat ceva, noi nu avem în minte opțiunea B. Imediat ne gândim că trebuie să le împlinim dorința. Și acum să vă spun ceva așa, ne bucurăm că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu nepot și na, are o anumită vârstă, e micuț, dar deja începi să te înțelegi. E foarte hotărât în ce vrea. Dar pentru că nu se exprimă încă bine, eu moșul mă fac că nu pricep. Și vine la noi, am putea să ne petrecem timp într-un anume fel, mai modern, sau eu găsesc varianta mai old fashion. Mă fac că nu pricep aia, hai să mergem noi, hai să udăm florile, hai să facem asta. Dacă el vede că încearcă o dată de 2 ori și nu funcționează, nu știu ce e în mintea lui, nu pricepe moșul, că nu poate să mi le spună toate, dar trece pe varianta mea și este bine. Și am zis, băi, foarte ușor aș putea ceda să mă duc pe varianta lui. Dar încerc să-l duc eu pe varianta mea, dacă consider că e mai fain să ne jucăm în aer liber sau nu știu ce. Deci, cred că și părinții au o problemă. E o generație diferită de copii, dar cred că și noi părinții. Ori că să avem timp mai liber, să ne scăpăm de ei, să nu, dacă ei ne spun ceva, știi, să nu argumentăm cu ei, nu știu. Și atunci ei prind slăbiciunea noastră. Dar cum ai zis tu, că ne jucam în nisip, ce dacă nu ne jucăm? Adică chiar poți să te joci acolo, nu-ți trebuie toate supersonicele acum la vârsta de 3 ani. Am eu așa experiențe umblând prin casele oamenilor, dar nu dau din casă. Nu mă mai spun și eu. Deci unii cred că au cheltuit mașini pe jucării, efectiv, deci nu cu mine, da? La alții vezi mormane de jucării de trebuie să le încarci cu excavatorul și până la urmă experiența multor oameni este că se plictisesc, se joacă de 2 ori cu ea și dar nu, sunt bani aruncați, sunt cutare și
cred că îi pregătim rău pentru viață. Știi că nu știu dacă mesajul pentru un copil este, indiferent ce trece prin cap, ai dreptul să ai, pentru că viața se va oferi lucrul ăsta. Nu cred că ăsta e neapărat mesajul care trebuie să-l transmitem copiilor, dar asta este, fiecare până la urmă decide în dreptul familiei lui și plătește prețul astăzi, plătește prețul mâine, e ok, da? Ați crescut amândoi în vreo biserică evanghelică sau... Pe tine te-am auzit tare mult, vorbind cu Betelul. Ai fost și din familie de credincioși evanghelici sau... Da. Da? Deci eu când m-am născut, părinții mei erau pocăiți. Tatăl meu e din familie de pocăiți. Mama s-a pocăit din familie de nepocăiți, dar înainte să se căsătorească. Așa. Deci eu când m-am născut, eram în familie de pocăiți. Oarecum cu tot ritualul ăla, mersul la biserică, rugăciune... Da, acum la Betel am mers după ce s-a deschis Betelul, care a fost un pic mai târziu. Am fost membri câțiva la numărul 1, la Mănăștur, acolo am fost membri. Și după ce s-a deschis Betelul, biserică mai micuță, când a fost încă căsuță mică Betelul, acum mai mare... Era un pic mai aproape. Noi mergeam pe jos la biserică, dar până la numărul 1 erau 2 km jumate, până la Betel erau 1 km jumate de mers pe jos. Se rodeau mai puțin papuci. Și atunci am început să mergem în timpul săptămânii, vinerea seara. După am început să mergem și duminica, așa pe... Când eu m-am botezat în 2000, m-am botezat la Betel. Și atunci și părinții mei și-au luat transferul de la numărul 1, s-au mutat cei la Betel. Părinții mei și acum încă la Betel membri. Și da, deci am crescut în mediu. Dar cum ai luat tu hotărârea să ai o relație personală cu Dumnezeu? Părinții mei au fost destul de... Adică când am fost rău, o disciplina, nu s-a pus problema de asta. Păi ți-o dat ce ai cerut, da, dacă ai cerut bătaie, ce să zic? Dacă am cerut bătaie, nu da bătaie. Chiar și bătăi mi-aduc aminte de când am fost copil și vis-a-vis de niciuna dintre ele nu consider că n-am meritat-o. Deci consider că am meritat-o. Bun, dar hai, mărturisește-te, fiule. Ai avut și sprăv care le-ai făcut și ei nu le-au aflat? Nu prea. Nu prea? Nu prea, că le spunea pe urmă. Nu, eu întotdeauna am fost sincer. Și pentru că am fost sincer, am scăpat de anumite bătăi. Deci tata, fără prea multă școală sau multe metode educative moderne și așa, el a zis, dacă m-ai mințit, e mult mai mare pedeapsa decât dacă mi-ai spus adevărul. Și atunci preferam varianta mai ușoară. Și zic, da, că am făcut o prostie, am fost la școală, m-am bătut cu un coleg și am rupt un scaun și trebuie să plătesc scaunul acum. Am spus, asta am făcut. Îmi pare rău și cam scăpam de bătaie pentru chestii de genul ăsta. Deci când luam bătaie, luam orică am fost obraznic cu mama, orică, dar că am făcut o prostie și o recunoșteam, nu prea am luat bătaie pentru chestia asta, știi? Dar când am crescut un picuț, 13, 14, 15, când trebuia să iau anumite hotărâri la ce liceu să mă duc sau așa, părinții mei nu s-au băgat tare. Mi-au mai dat câte un sfat, dar au zis... Păi viitorul tău, tu hotărăști. Atunci, inclusiv când a fost vorba de botez sau așa, eu nu mă aduc aminte mama sau tata să-mi fi spus, du-te, botează-te. Bun, m-am hotărât destul de repede. Aveam 14 ani jumate când m-am hotărât, era iarna, la un botez, la numărul 1 la Mănășturi, s-o boteza vărul meu. Eu stăteam la balcon, chiar în primul rând, și mă uitam peste balustradă, exact la el, era în apa botezului, nu mai știu care l-a botezat, ori fratele Gigi, ori fratele Vereș. Și atunci a fost momentul în care Domnul mi-a vorbit. Și tu trebuie să faci pasul ăsta. Asta a fost iarna. Și vara m-am botezat. În 9 iulie 2000, atunci s-a organizat botez. Eu le-am spus la frați cu ceva timp în urmă, fraților, eu m-am hotărât. Când este botez, mă botez. I-am spus mamei, după hotărâre au trecut vreo 2-3 luni. Și veneam într-o duminică de la biserică și zic că m-am hotărât să mă botez și eu. Oh, ce fain, mă bucur pentru tine și așa. Dar nu au avut ei o influență în sensul de a-mi spune, fă. Au fost
strict între mine și Domnul. Ei m-au încurajat. Așa, vorbind eu de unul singur, mă întreb, la ce vârstă o să fii pregătit să-i lași pe copiii tăi să ia decizii? Nu trebuie să-mi răspund. Păi nu, că e grea întrebare, știi? Nu știu. Eu tot mă rog, Doamne, sper să am înțelepciunea, să nu mă bag mai mult decât trebuie să mă bag. E bine, ești pe chiar care dacă, să vorbim. Deci rugăciunea e bună, știi? Chiar dacă nativ, ca părinte sau ca om, ca personalitate, așa mi personalitatea mă place să mă bag, știi? Ai un pic sub control, așa, așa să ții lucrurile sub control. Dar mă rog să dai Domnul înțelepciune și atunci cred în puterea Domnului. Poți să zici în rugăciune, Doamne, eu pot folosi și pe nevastă mea să mă mai îndrume. Da? E ok, ok. Da. Carmen, cum ai luat tu hotărârea să... Eu am crescut, pot să zic și eu, într-o familie de oameni credincioși. Părinții mei s-au întors la Domnul când eu eram cam prin clasele primare. Uh-huh. Deci am crescut în biserică și tot așa într-o tabără, ce eu le-am cu taberele, se făceau la Sighet. Îmi amintesc cu foarte mare drag de taberele de la vestita Sighet. Vestita tabără de la Oyster. Da, și acolo, cu toate că știam așa din biserică sau știam că suntem păcătoși și că plata pentru păcatele noastre e moartea, și că avem un salvator și mântuire în Iisus Hristos, dar acolo mi s-au clarificat lucrurile mai mult și acolo, deci într-una dintre tabere am luat hotărârea în urma predicilor. Ai luat hotărâri în viață de care ți-a părut rău? Nu cred. Atunci înseamnă că nici de asta nu ți-a părut rău. Nu, de asta nu. Sigur nu, sigur nu. De asta sigur nu. Poate în ceea ce privește slujba, privind acum în urmă, poate că, nu știu ce să zic, mi-aș alege o altă meserie care să-mi permită un pic mai mult timp liber, dar și aici încă nu. Încă mă gândesc așa, dar nu sunt sigură dacă ar fi fost mai bine sau nu. Până te mai gândești, te bucuri de ce faci acum. Da. Bun, când v-ați căsătorit, avea el în cap cu lucrarea, cu slujirea, cu păstorirea? Da. Era la facultate, oricum, la teologie, dorea să devină, da. Teoretic știai la ce te înhami. Da, cu toate că nu-mi doream neapărat un soț pastor, să zic, sau chiar slujitor mai din linia întâi sau din primele linii. Mă gândeam să fie slujitor în biserică, să fie credincios, dar nu... Dar vezi că Domnul totdeauna îți dă mai mult decât îți dorești. Da. Așa, asta nu. Încercăm să nu le filmăm. Cât de ușor sau de greu e să fii soție de pastor? Uneori e mai greu. Probabil din cauza circumstanțelor sau a factorilor externi. Obositor câteodată, dar când se uită ăștia din biserică cu ochelari diferiți la tine? Sau? Probabil că unii se uită, unii îți mai zic, alții nu. Mai zic la alții? Mai zic la alții, da. Dar dacă privești din spate sau știu eu cu ochi maturi, e frumos. E frumoasă lucrarea în sine și frumos drumul. E bine. Păi nu, în viața de familie, primii ani mai grei sunt cam primii 70. Următorii sunt mai ok, da. Și în slujire sunt așa, vă 50 mai grei, deci e ok, da. Și chiar mi-amintesc acum, în perioada de călăuzire, când mă rugam pentru familie, citeam foarte mult din cartea Visul Familiei și îmi luam notițe scrise de dumneavoastră și chiar am derulat zilele trecute. Opa! Să înregistrez asta, neapărat! Derulat anumite metode prin care m-a călăuzit Domnul și chiar găseam una că... Să-ți alegi viitorul soț astfel încât să te ducă spre o viață de sfințire.
Mi-am notat lucrul ăsta. Bănuiesc bă, că e scris în carte. Trebuie să o citesc și eu. Aveam și o mătușă care îmi zicea că e foarte, foarte bine sau e foarte ușor să crești spiritual lângă un om care e dedicat Domnului și care merge pe calea asta. Pe care nu știu dacă e foarte ușor, dar ai șanse mai mari, zice eu. Da, ai șanse mai mari. Ea, trăind o perioadă cu soțul nepocăit și ea s-a întors mai târziu. Și atunci bine, apropo de asta, există riscul să ne ocupăm ca slujitori mai mult de nevestele altora. Sună urât, dar o pun așa pe direct, decât de nevestele noastre, adică de nevasta noastră, de copii altora. Decât... Riscul există. Ca număr de membri, în general, în bisericele noastre, sunt mai multe surori decât bărbați. Robul Domnului trebuie să fie la dispoziție mereu. O soră din biserică, când are o problemă, mai repede e dispusă să-și deschidă gura să zică decât un bărbat. Bărbații sunt mai orgolioși, mai distanți. Și dacă au o problemă, poate nu zic. Asta înseamnă că un păstor mai mult se ocupă teoretic, da, de oi decât de berbeci. Berbecii Domnului, stai. De berbecii Domnului, știi? Și atunci există riscul ăsta. Acum îl gestionezi, cum te înțelepțește Domnul, știi? Câteodată îl gestionezi bine, câteodată nu. Asta este. Păi, dar în fața camerei trebuia să spui că noi totdeauna facem să fie bine. Tu îmi strici emisiunea. Carmen, ți-a trecut vreodată prin cap să fii un pic geloasă? Nu, nu. Pe biserică? Pe... Nu, n-am avut așa probleme. Uneori poate că-s... e mult... prea mult spus, cred că nemulțumită când nu ies planurile așa cum ar veni, dar nu. Zice că tata e mai greu până te obișnuiești. Da. Eram la o conferință, țineam niște cursuri și eram la o conferință și am ajuns noi cumva slujitori la concluzia că noi atâta ne ocupăm de biserică că într-un fel biserica ar putea fi amanta noastră, știi, așa la... Și da, și-o fost și nepocăiți, știi, și întreb eu, nu, zic, care aveți amantă, știi? Eu am ridicat mâna, nu, că așa la... Un alt coleg de-a meu ridică mâna, un nepocăit, o zic, bă, din câte văd eu, numai păstori au la voi amante! Și noi eram cu biserica, da, poate fi o competiție, de fapt, e un lucru care l-am spus de dine, înainte de căsătorie. El am zis, nu știu dacă, am o rugăminte. Încearcă în viață, după ce ne căsătorim, niciodată să nu intri în competiție cu biserica. Că m-am gândit de atunci că o să piardă, știi, dacă intră în competiție cu biserica, deci cu biserica nu intri în competiție, dar încerci să faci casă bună. Știi? Bun, frumos. Asta e partea urâtă la mine, că trebuie să închei discuțiile frumoase, dar mai iau un minut pentru tine, Carmen. Ai avut emoții când ai venit aici? Da, mari. No, și o avut rost să le ai? Nu, dar cred că e ceva involuntar. Da? Da, bine, dacă asta face parte din comorile tale, din astea, te las cu ele. Reducem așa, înainte. Da, dar nu, că de obicei când îi inviți emoții, că ce o să ne întreba... No, eu de unde să-ți fi spus înainte de emisiune ce o să te întrebi, știi? Asta este, dragilor. Îi mulțumim lui Dumnezeu că am petrecut un timp frumos. Cel puțin pentru mine a fost foarte frumos. Eu am o mare bucurie când cunosc oameni, când cunosc oamenii ai lui Dumnezeu. Mă feresc de oamenii perfecți. Nu prea mă interesează astfel de oameni pentru că n-am ce învăța de la ei. Adică eu nu sunt perfect. Mă lupt în Hristos spre perfecțiune și dacă unii sunt gata, pregătiți pentru cer, nu mă prea ajută pe mine pentru pământ. Dar când văd oameni care... trăiesc în condiții reale, pământești, dar sunt legați de cer și continuă să-și păstreze visele acolo și nădejdea de acolo. Îmi place să le ascult viața, să văd experiențele lor cu Dumnezeu, să văd cât de bun a fost Dumnezeu în circumstanțele prin care au trecut ei și experiența lor mă încurajează pe mine să continui, să le spun altora cât de bun este Dumnezeu și să le spun oamenilor, tineri, bătrâni, căsătoriți, necăsătoriți, că cei care își pun încrederea în Dumnezeu nu rămân de rușine, chiar dacă, ascultați-mă, sunt perioade în viață în care noi toți vorbim de Psalmul 23, el vorbește și de Valea Umbrei Morții, în familie nu este Valea Umbrei Morții, mai sunt așa neguri câteodată, dar Hristos, soarele nostru, este pe cer și strălucește.
Mulțumesc tare mult că v-ați făcut timp să veniți. Domnul mulțumim să vă binecuvinteze. Vă doresc sănătate, mulțumim, înțelepciune, binecuvântare pentru copii mai mari, mulțumim, pentru prințesă și liniștea că toți cresc, și ai voștri și ai noștri. Să ne bucurăm astăzi de ei, să ne rugăm să fie ai Domnului. Asta, amin, este marea dorință, să-L iubească pe Dumnezeu din tinerețe. Vă mulțumesc vouă, celor care ne-ați urmărit, cei care aveți o relație bună cu Dumnezeu, păstrați-o, întăriți-o, ajutați și pe alții. Și dacă unii, nu vreau să zic, vă jucați în relația cu Dumnezeu, dar nu sunteți chiar acolo unde trebuie. Să știți că unii dintre noi am avut și noi o perioadă în care am trăit așa o viață duplicitară și a fost cea mai urâtă perioadă din viața noastră. Dăruiți-vă inima în întregime lui Dumnezeu, în El există speranță, bucurie. Cu El sunt și lacrimi, dar ce bucurie că El ne șterge lacrimile. Rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu și fiți o binecuvântare pentru mulți alții.